Bună ziua! De fapt, ședința extraordinară din 23.04.2024. Începem cu prezența. Ana Ileana. Prezent. Agape Alexandru. Prezent. Andrulache Nicolae. Prezent. Botezatul Maria. Prezent. Bujor Dumitru Marcel. Prezent. Cimpoiș Gheorghe. Prezent. Dobor Sergiu. Prezent. Dobra Costel. Prezent. Băieles Geniga. Prezent. Dumitru Mihai. Jilco Adrian. Prezent. Jitaru Adrian. Maxim Miluță. Prezent. Moranu Marian. Orhean Ionuț. Pașcu Apolona Elena. Popescu Carmen. Prezent. Doșca Sorin prezent. Sergent Adrian. Ticlarul Dana Celasela. Prezent. Zarzu Ciprian. Prezent. Mai strigăm o dată Dumitru Mihai. Prezent. Moraru Marian. Prezent. Orhean Ionuț. Doamna Pașcu. Cunoașteți proiectul ordine de zi din convocare cu suplimentările propuse? Da. Înainte de intrare în ordinea de zi, dacă sunt observați la procesul verbal din 15 aprilie 2024. Supun la vot proces verbal al ședinței din 15 aprilie. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Doamna Anei? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020. Secretar, vă rog. Temeiul legal al proiectului de hotărâre constituie prevederile articolului 491 alineatul 1 și alineatul 2 din legea 227/2015 privind codul fiscal, care prevede următoarele. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza anumitei sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform celor precizate anterior se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se aplică în anul fiscal următor. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog. Aș vrea să anunț că nu particip la vot la niciun proiect. Mulțumesc. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Anei? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Mihalcea Andone Cătălin cu domiciliul municipiului strada Prieteniei numărul 2, scara apartamentul 1. Domnul secretar, vă rog. Ținând cont de solicitarea unui sprijin financiar, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare efectuării procedurilor de recuperare pentru fiul său Mihalcea Andone David, diagnosticat cu paralizie cerebrală
dipareze de predominant Emil Corp stâng, depusă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială de către domnul Mihai Ciandone Cătălin, propunem acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 6.660 lei, reprezentând costul cazării și al terapiei, ce urmează să fie efectuată Asociația Neguvernamentală Maria Beatrice prin Centrul de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii și Dezabilități, prietenii Mariei Beatrice din Alba Iulia. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Adică favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții mari la proiectului. Dacă nu sunt, trecem la vot. Vă un pic. Domnul Andulac. Nu știu dacă am reținut eu bine. Acesta este proiect cu suma de 66.660 lei. Am așa dat proiect cum s-a ajuns la această sumă. E pe eroare de redactare și am putea să... Și de fapt s-a ajuns 6.670 lei. Ne puteți ajuta de GSE-ul? Dar da. Știți suma? Cred că astea sunt costurile. Da, este costul, n-am văzut ce... Adică am o... Mi-a sărit un poate eroare de redactare și vreau să fac un amendament să primească 10 lei. Costul a fost impus concret de către clinica din Alba Iulia. Deci la atât se ridică costul total. N-am sesizat în proiect dacă este o... Sigur, 6, așa o să ridică respectivă. Da, da, da. Da, cu un mic ce eroare. Da, deci facem și o rugăciune. Este vot secret, poftiți la vot. Bună ziua, o cheam. Și de naștere? Nu. Vă auzim două mă cheamă. Bună ziua. Mulțumesc. Bună ziua. La mulți ani să fiți sănătate. Vă bucură că vă dau cu ei de aia. Și
ziua. Îmi cer scuze că am intrat cu întârziere. Salut, Bulan. Voturi valabile exprimate 15 pentru 15. Mulțumim. Trecem la proiectul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Ionesc pe anul 2024. Domnul secretar, aveți cuvântul. Având în vedere obligația finalizării proiectelor de investiții în curs de realizare, motivat de faptul că sumele aprobate în buget nu sunt suficiente, este necesară suplimentarea bugetului astfel încât să fie asigurate sumele cu această destinație. Facem precizarea că sumele se alocă prin redistribuire de la alte obiective de investiții, valoarea bugetului rămâne neschimbată. De asemenea, ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru Programul Național de Investiții Angel Saligny, numărul 235/2024, este necesară adoptarea unei sume cu această destinație. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cu mențiunea că avem și un amendament pe acest proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Da, amendamentul cu numărul 26.322/2024 se referă la următoarele câteva modificări la care se face referire nota de fundamentare a Direcției Generale de Dezvoltare Locală. Se datorează unor erori de redactare fără a mai afecta bugetul consolidat de venituri și cheltuieli. În ceea ce privește lista de investiții, tot dintre eroare de redactare a fost înscrisă o sumă eronată conform poziției numărul 1 din amendament, sumă care de asemenea nu afectează bugetul consolidat de venituri și cheltuieli prezentat în anexa la proiectul de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați amendamentul în forma în care a fost depus. Discuții în marginea amendamentului? Dacă nu sunt discuții, punem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Anei? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Și acum supunem la vot. Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții, prin marginea proiectului. Am văzut că sumele revocate sunt pentru continuarea lucrării de la Ghiță Mocanu, la școala 1. Și o pentru Poli și Raja. Întrebare, în termen de finalizare a lucrării la școala 1 și școala 5, am înțeles că au fost ceva probleme, ca și constructor. Motivul pentru care astăzi am făcut modificarea listei de investiții este faptul că contractele de finanțare pe porul nou urmează să fie semnate ca urmare a ultimei ședințe la sfârșitul lunii mai. Pentru a nu întârzia aceste proiecte, pentru că am discutat cu cei de la DR și putem să se plătim de la bugetul nostru urmând ca să ne reîntregim banii în momentul în care vin contractele de finanțare, și pentru că noi estimăm că până la sfârșitul mai să avem și recepții la toate lucrările și la școala 1 și la Ghiță Mocanu, ăsta este motivul pentru care alocăm de la bugetul local urmă să se reîntregească sumele din porul nou. Noi, inițial, în decembrie, știam că o să semnăm contractele în februarie. Au fost ceva probleme pe proiectare, din păcate, la amândouă contractele, și la școala 1 și la școala și la Ghiță Mocanu. Proiectanții inițial nu mai sunt, au decedat, din păcate, și cei de-al doilea proiectanți care au venit au decedat. Am avut câteva probleme cu aceste investiții, dar sunt deblocate. Lucrările sunt realizate în proporții de peste 95%. Pentru a putea să convocăm recepțiile, noi trebuie să și plătim toate sumele și să avem procese verbale de recepții la terminarea lucrărilor. Ele sunt în grafic și acești bani care acum noi am luat de la alte investiții nu ne blochează celelalte investiții. Urmează să le realizăm și sunt convinsă că
până în mai, la sfârșitul mai să recepționăm lucrurile. Sfârșitul mai, mai înseamnă o patru luni. Cam așa. Dotarea cu mobilier s-a făcut? În proporție de 99%, da, am avut un singur contract de mobilier pe care l-am respins. Nu erau conforme produsele furnizate. Urmează săptămâna asta să-mi vină mobilierul. Da, avem, mai ales la Ghiță Mocanu, sunt și lucrările de curățenie toate făcute. Am înțeles că la Ghiță Mocanu, vreau să-l confirmați, au fost ceva probleme tehnice. La amândouă au fost aceleași probleme. Ele, ca și proiecte, sunt în oglindă. Problemele care le-am avut la Ghiță Mocanu au fost la fel și la Școala 1. E aceeași firmă care lucrează? Aceeași firmă care a făcut proiectarea. Și problemele care au fost la Ghiță Mocanu au fost și la Școala 1. Deși contractele au fost semnate la diferență de timp de lucrări una de cealaltă, la Școala 1 am avut marele avantaj, dacă pot să spun așa, că soluțiile tehnice pe care le-am găsit la proiectul de la Ghiță Mocanu au putut fi folosite mult mai ușor și la cealaltă școală, fiind aceleași probleme. Ok, la liceul Petru Poni, intervenția scoală copilului și a menajerilor. La liceul Petru Poni avem nevoie de alocarea sumelor pentru actualizarea DALI-ului și urmează ca după ce actualizez DALI-ul doar pentru corpul B să facem în procedură de urgență și proiectarea, întrucât pe forul nou sunt prealocate sume pentru municipiul Onești. Noi avem deja bani pentru corpul ce urmează să scoatem la licitație și am vrea să continuăm lucrările prin fondurile care vin pe port să terminăm acest liceu. Sunt sume prealocate, urmează să facem documentația tehnică, autorizația de construire, să semnăm contractele de finanțare. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Ane? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pastorin Pinsa. Mulțumim. Depășim proiectul 4, duceți la proiectul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractării unor servicii sociale în vederea instituționalizării domnului Vasile Dorin. Unde este secretarul meu? Ținând cont de faptul că domnul Vasile Dorin nu se încadrează în prevederile legale pentru a fi internat în căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26, fiind o persoană încadrată în grad de handicap accentuat și fără locuință, propunem aprobarea contractării unor servicii sociale cu un furnizor de servicii sociale acreditat și licențiat cu finanțare de la bugetul local al municipiului Onești. Menționăm faptul că domnul Vasile Dorin este diagnosticat cu schizofrenie paranoidă cronică, tulburare psihotică cu simptome și schizofrenie, insuficiență venoasă cronică, iar în raportul de evaluare psihologică se reține faptul că acesta a dezvoltat un comportament de risc, cu stări de neliniște, cu manifestări de agitație psihomotorie, comportament bizar și manifestări discomportamentale severe, având o personalitate psihotică. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Discuție primajna proiectului. Acum sunt discuții de ce au la vot. Întrebare, suma se va stabili un termen de organism, după ce se contractează serviciile. Da, ok. Funcție de oferte de la centrile care sunt acreditate. Acum sunt discuții de cealaltă. Cine este pentru? Nu, vorbim. Scuze. Deja am văzut. Deja am Thank you.
valabile schimbate 16 pentru 16. Trecem la proiectul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești, al unui imobil construit din teren situat în extravarul municipiului Onești. Domnul secretar? Urmarea verificării în baza de date deținută de BCPI Onești, actualizată prin măsuri efectuate cu aparatură de specialitate, arată faptul că imobilul ce face obiectul propunerii de preluare în proprietatea publică a municipiului Onești, în prezintă suprapuneri, deci nu este intabulat în de proprietate. Imobilul ce face obiectul propunerii declarării acestea de uși interes public local și de preluare în proprietatea publică a municipiului Onești, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, este identificat prin planul de amplasament de limitare a imobililor conform documentelor înaintate. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentat comisia numărul 1. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Anei? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Domnul Orchean? Pentru. Mulțumim. Revenim la proiectul 4. Probleme în interes local. Dacă să scrie cineva la cuvânt. Poftim, domnul Zarzu. Da, o întrebare economică. Aș vrea să știu cât a costat vânzarea, sau mă rog, noua față lateral stânga a cinemaului. Nu știu, noi am aruncat 70.000, dacă nu mă știu, suma care s-a cheltuit pe această reparație, care este la mine, cum să spun. 50.000, da, dar nu e făcut încă tot. Încă nu-i finalizat. Când s-a părut suma mare, iar ceea ce s-a făcut acolo, un văriș, un tipit, mi s-a părut prea mare. S-au zis toate găurile, sau erau niște găuri. Foarte. Sunt în continuare. Nu, nu. Erau niște găuri imense, care ieșeau pe balcon. Adică nu-i făcută lucrarea temenică, asta am zis. Nu-i terminată, nu-i recepționată. Ce-a mai trebuie făcut? M-au făcut niște reparații. De asta era mic la bani. M-a plătit 50 de mii. Nu s-au plătit încă. Lucrarea e făcută de noi făcută recepția. De o firmă externă. Este scoasă la licitație, este venit o firmă, lucrează, s-au sistat pentru că au fost niște infiltrații de acolo, nu e făcută încă recepția. Să nu decedeze ce? Nu, în loc un gol de ușă. Trebuie să verificați un piculesc, nu-i făcut de tempia la la carte. Adică dacă n-ați făcut recepția, bănuiesc că nu mai merge cineva și face verificări. Bineînțeles că. Tot pe partea financiară, că n-am mai apucat să vă întreb, mea culpa, dar m-au mai întrebat oamenii din oraș legat de evenimentul de Revelion. Ne-am alocat 2.700.000 pentru un eveniment la care oamenii au venit și au încercat să audă și au încercat să vadă. De am zis, sonorizarea a fost o problemă mare, iar de văzut lumea nu a văzut mai nimic. Dar poate că nu s-a uitat. Poftiți? N-au văzut probabil că nu s-a uitat. Nu e cum să nu vezi când a fost un... Și ce în cer ce undeva la evenimente de genul ăsta, ca o recomandare, că cu un ecran ar fi fost binevenit. Pentru că toată lumea trebuie să înghesuie lângă scenă. Oamenii vin să simtă asta bine. E altă discuție, că trebuia un ecran. Ar fi putut fi un ecran sau nu ar fi putut fi un ecran? Nu toate evenimentele sunt cu ecran. Când chemăm și când cheltuim atât de mulți bani, ar fi chestia mai bună chipzuință a utilizat în banii. Am cheltuit foarte chipzuit banii, da. Tot mandatul, dacă asta, vedeți lucrul ăsta, îl regăsiți și în față, dar mai chitați vreo 3 milioane de euro în acest mandat. Asta ar fi o recomandare cu dumneavoastră de sonorizare și un ecran, astfel că oamenii să nu fie obligați să stea cât mai aproape de ce să se întâmple. Dacă mai sunt discuții,
Dacă nu declar închisă ședința de astăzi... Vă ajuns să spun la mulți ani domnului Cimboieșu, cu sănătate, înțelepciune și tot ce... Înțelepciune. Mulțumim și frumoase cu zonă. Și putere de muncă pentru a fi candidat la primărie a partidului.